Freddy Kemayo și Cătălin Moroșanu sunt hotărâți să își termine afacerile în această seară. Este un război neterminat între cei doi. Își face apariția în ringul de la București Freddy Kemayo, francezul care l-a terminat în 35 de secunde pe Cătălin la K1 Amsterdam. A fost prima reprezentație a lui Cătălin Moroșanu într-un Grand Prix de K1. Se întâmpla asta acum 10 ani și a fost făcut knockout foarte rapid de Kemayo. În acel meci, cât a apucat să dea, a dat și Moroșanu și a dat bine, pentru că a fisurat două coaste lui Kemayo și acesta nu s-a mai putut prezenta în turul următor. Imediat, Kemayo a venit în România și a acordat revanșa lui Cătălin Moroșanu și a luat revanșa cu o victorie la puncte, local combat cu zău. Iar acum finala este 1-1 între Moroșanu și Kemayo. Francezul s-a antrenat la Mike's Gym pentru acest război cu Moroșanu. Îl vedem pe Mike Pasenie în spatele lui Freddy Kemayo. Acesta este și antrenorul lui Badr Hari, antrenorul nebunului Badr Hari. N-ai cum să-l ratezi pe Mike Pasenie, are în jur de 160 de kilograme. Cel mai cunoscut și mai titrat, aș spune eu, antrenor din kickbox, sau să spunem în top 3, și Denis Kraul, antrenorul care a intrat mai devreme în ring cu Benjamin Adebuy, este de asemenea în top 3 la ora actuală. Cel mai tare antrenor de kickboxing din lume au fost în sala Polivalenta în această seară. And now, și acum, introducing his opponent into the red corner. Aș dori să cheme bunatul său în colțul roșu. Make some noise! Face score! One! Catalin Morosanu! Moartea din capaț își face apariția în uralele publicului, așa cum o face de fiecare dată. 4.000 de fani îl aplaudă pe Moroșanu. Așa a avut parte de susținere Moroșanu și în galele de la Madrid, Milano sau Torino. Vedem și un fel de lider de galerie acolo. Moroșanu a ajuns și el la 34 de ani, a împlinit sâmbătă această vârstă, vrea să-și facă și un cadou de ziua lui, o victorie cu Freddy Kemayo. Finished business sau afacerile terminate, așa titra Cătălin Moroșanu această confruntare cu Freddy Kemayo. Câte o victorie pentru fiecare, însă un knockout de partea lui Kemayo. Un meci pe care vreau neapărat să-l câștig înainte să mă retrag, a spus Cătălin Moroșanu înainte de această confruntare. Îl vedem pe Freddy Kemayo, arată extraordinar de bine, foarte definit, foarte bine pregătit. Cătălin Moroșanu a spus când l-a văzut prima oară, în urmă cu o lună, că m-a speriat când l-am văzut cât de musculos e, a zis că trebuie să mă pun și eu pe treabă și m-am slăbit destul de mult, sunt foarte definit, spunea Cătălin Moroșanu. Are deja 100 de meciuri la profesioniști Freddy Kemayo. Dublu față de Moroșanu. 70 de victorii, 48 dintre ele prin knockout pentru Freddy Kemayo, dar și 26 de înfrângeri. Asta sunt cuțile care sunt doar 2 ani diferență între Kemayo și Moroșanu. Pot spune că sunt întotdeauna în aceeași generație. Iată, 105 kg Cătălin Moroșanu la 1,82 m. Mai spunea Cătălin Moroșanu înainte de acest meci că a riscat puțin cu acest meci cu Kemayo, pentru că francezul este un luptător în formă, a luptat de 2 ori în ultimele luni, pe când el are deja un an de când nu a mai luptat. Cătălin! Vreau
cele mai tari meciuri pe care le putem vedea în România. Spunea Cătălin Moroșanu, iar confruntarea cu Freddy Kemayo a fost prima pe listă. După aproape 4 ani, Moroșanu din nou luptă în România și după 8 ani din nou la București. Acum 8 ani Moroșanu a făcut knockout de Errol Zimmerman la K1 București. Câtă tensiune între cei doi, am văzut și la cântar, s-au privit ochii în ochi în jur de 20 de secunde, o perioadă. Cât că chiar mai mult. Au fost despărțiți cu greu, nu îi va mai despărți însă nimeni în această seară în ring. Cătălin Moroșanu, moartea din Carpați, cel mai iubit luptător din România la ora actuală. Vedem umplut sala Polivalenta din București, în jur de 4.000 de spectatori. Freddy Kemayo, de asemenea, un luptător extrem de titrat. Iată galeria de aici, din sala Polivalenta din București. Spunea Mike Pasenia, antrenorul lui Kemayo, la conferința de presă că a venit să facă knockout pe Moroșanu, dar să rămână prieten după aceea. Iată ce direct croșet de stânga pentru Cătălin Moroșanu. Început bun pentru luptătorul nostru, pe gardă inversă Moroșanu, așa cum luptă de fiecare dată, low kick puternic. Dreaptă care îl zdruncine acolo pe Freddy Kemayo. A scăpat Moroșanu mai devreme, a trecut pe la urechi pumnul lui Kemayo și high kick încercat acum de gigantul francez. Periculos acel high kick al lui Kemayo. Bune coșere lui Cătălin Moroșanu. Care lui Cătălin Moroșanu își fac treaba. Pălitura moldovenească, trademark al lui Cătălin Moroșanu. Croșeul de stânga este lăvitura preferată a lui Moroșanu, lăvitura letală. Acum a încercat un croșeu de dreapta. Îl caută cu aceste croșee prin spatele mânușii Moroșanu pe adversarul său. Hai, bine, atat de Kemayo, s-a dezechilibrat și a casat un pumn de la Moroșanu. Dreptul de stânga și serie de croșee pentru moartea din Carpați. Am ajuns la jumătatea primei reprize, low kick pe interior trimis de Moroșanu. Din partea de Moroșanu și Mickey medial de picioare, da? Foarte bine lucrează la corp Cătălin Moroșanu în această primă rundă. Oarecum descumpănit, Freddy Kemayo încearcă din un high kick. Și încă nu am văzut lovitura de genunchi ale lui Freddy Kemayo. Îl doaie Kemayo. Iarăși îl lovește la corp pe Kemayo. Au tăficatul Moroșanului Kemayo. Excelent a luptat Moroșanu până acum, l-a surprins pe Kemayo pentru că a avut lovituri variate. Dreaptă bună și pentru Kemayo acum. Trebuie să țină brațele sus Moroșanu. O clipă de neatenție în fața lui Kemayo și totul s-a terminat. Unii croșeele lui Cătălin iarăși a conectat, însă Kemayo a dus până acum fiecare lucru incredibil. Ratează acel avion Freddy Kemayo, în schimbă bună lui Moroșanu. O bună croșeele de dreapta pe întâmpinare, a fost însă o dezechilibrare a lui Freddy Kemayo. Atent arbitrul Cezar Gheorghe, peste 10 ani de experiență în ring. Căzuși proteza lui Kemayo, termină runda. Cea mai bună apărare e atacul. Era cu putin să vedem genunchiul lui Kemayo, însă l-a ținut la distanță pe Cătălin Coșeu. Și nu și-a mai dus execuția până la capăt Kemayo. Abia pe final a încercat un lovitură de genunchi Kemayo, însă nereușită. Acel high kick a fost cel mai periculos moment pentru Moroșanu din această primă rundă, o rundă dominată clar de luptătorul nostru. Foarte multe lovituri încasate în plin de Freddy Kemayo. Însă a avut acest stil puțin letargic Kemayo, a reușit să ducă loviturile, parcă n-a fost dezechilibrat de niciuna dintre ele. Destul de ciudat și atipic stilul lui Freddy Kemayo. Însă anul acesta a făcut această trecere la sala lui Mike Pasenie, la Mike Gym, și a schimbat, se pare, și puțin stilul. Ce experiență are Mike Pasenie, trebuie să ne așteptăm totuși la o schimbare tactică din partea lui Freddy Kemayo în runda a doua. Începe meciul, serie bună pentru Moroșanu. Uite din nou un loc pe interior Moroșanu și revine la croșeile lui acum.
marcat și Kemayo în loc liber, s-a pus o lovitură dezordonată. Pune presiune, Kemayo vrea să vină aproape pentru a trimite o lovitură de genunchi. Iată genunchiul lui Freddy Kemayo la corp de această dată, însă în curând va urca sigur cu această lovitură și la cap. Moroșanu nu trebuie să facă pasul înapoi, este puternic atunci când se duce peste adversarul său, nu când stă pe corzi. Iată iarăși lovituri de genunchi din partea lui Kemayo. Lovituri împinse din partea francezului, încă o lovitură de genunchi. Nu, atenție la genunchi, Cătălin. Loc trimis de Kemayo. Mai agresiv Kemayo în această rundă. Încă un high kick Kemayo. Îl blochează Cătălin acolo. Pare că a obosit puțin Moroșanu, într-adevăr, îi cade și proteza. Trage puțin aer Moroșanu. Cam repede obosit, mai are destul de mult din acest meci. Sperăm că va reuși să se facă față Kemayo, se împinge în Cezar Gheorghe, nu și-a ales bine arbitrul în care se împingă. Îl văd dezlănțuit și pe Mai Panesie, îi strigă lui Kemayo să se arunce în atac acum, îl simte obosit pe Moroșanu și cere lui Kemayo să dea atacul de decisiv. Însă Moroșanu se dezlănțuie de câte momente cu croșeile. Fantastică seria lui Moroșanu, un luptător inimos, așa cum știm. Casează acum un croșeu. Bună lui Kemayo, lovește și cu genunchiul. High kick ratat pentru Kemayo, s-a retras bine Cătălin acolo. Un oftat din tot sufletul a văzut la Cătălin Moroșanu. Greu războiul cu Kemayo. Un minut din runda a doua. La atac Kemayo răspunde și Moroșanu, însă mai precis a fost francezul. Iată ce spuneam de schimbarea tactică a lui Kemayo, nu mai stă să încaseze ca în prima rundă, acum face pasul înainte, pune presiune pe Cătălin și vine cu aceste lovituri de genunchi absolut devastatoare. Au intrat și brațe lui Kemayo, iată cum pur și simplu se năpustește peste Moroșanu, nu lasă să respire deloc. A dus oricum bine această repriză Moroșanu, a avut și el momentele lui, însă s-a anunțat o rundă a treia foarte grea pentru Cătălin Moroșanu. Încearcă și el o lovitură de genunchi în corzi. Cătălin Moroșanu blochează acel high kick, se termină repriza. Foarte grea repriza pentru Cătălin, îl vedem respirând și mișcându-se greu. Mai Pasenie pare foarte sigur pe ceea ce a făcut elevul său și pe ce urmează să facă în runda a treia. A mers bine runda a doua pentru Freddy Kemayo. Însă din nou a avut momentele lui bune și Moroșanu a fost acea serie de croșee. Păcat că nu a avut capacitatea să pună mai multă forță pe aceste croșee. Echilibrată această rundă, poate fi dată oricăruia dintre cei doi luptători. Mai bine a conectat pe brațe Moroșanu, însă presiunea lui Kemayo a fost fantastică și câteva lovituri de genunchi încasate în plex de către Moroșanu, de asemenea câteva lovituri de braț pentru francez. Ultima repriză, două meciuri și două reprize au fost până acum între Kemayo și Moroșanu, mai avem 3 minute. Totul sau nimic pentru Moroșanu în această ultimă rundă, în atac Kemayo. Însă cel care lovește este Moroșanu. Trimite și un high kick precis, Freddy Kemayo. Foarte bine a blocat în genunchiul Moroșanu. Ce high kick a trimis Kemayo. Lovitură sub centură, își cere scuze Freddy Kemayo. Nu a fost o lovitură intenționată. Este aproape Cezar Gheorghe și este un arbitru atent cu astfel de faze. A recunoscut, Kemayo a recunoscut. Exact pe centru, lovitura incredibilă, fix pe centru. Nu l-a amenajat deloc pe Cătălin Moroșanu cu această lovitură. Lasă-l cu cumpace, pare să-i spună Moroșanului Kemayo. Acum pe bune, la propriu. Continuă meciul, deși ar mai fi putut să aibă câteva momente de respiro acolo Moroșanu. Continuă acest război cu Freddy Kemayo, ce lovituri își trimit cei doi. E incredibilă confruntarea făcută de Cătălin Moroșanu și Freddy Kemayo.
Parcă a mai obosit și Kemayo. Asta e bine pentru Cătălin. Lovește din nou la corp Moroșanu. Ce bine i-a intrat în prima rundă această lovitură la corpul lui Moroșanu. Două minute rămase din această rundă. Iarăși Cătălin Moroșanu aruncă proteza pe jos. Va fi avertizat cu siguranță de arbitrul Cezar Gheorghe. Banii de pe marginea ringului încearcă să le insufle lui Moroșanu energia lor. Își trage sufletul Moroșanu, mai are două minute de luptă cu acest francez hotărât să vină la bătaie Freddy Kemayo. Lovește pe Moroșanu, însă nu a avut putere să continue. Două minute lungi pentru Cătălin Moroșanu. Poate cele mai lungi minute din cariera lui Moroșanu. Freddy Kemayo, mai proaspăt la acest final de meci, pune presiune pe Moroșanu. Ce păcat că...